Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a declarat că a vizitat inopinant Casa Studenților din Petroșani, însă spune că nu i-a găsit pe angajați la serviciu. Legea spune că aceste case ale studenților trebuie comasate, iar ministrul Familiei a precizat că și-ar fi dorit ca administrarea să se asigure de la Petroșani, doar că nu se poate în condițiile date. Mai mult, în interiorul clădirii, vizibil degradată, au început să crească ferigi. Lucrurile s-ar putea schimba dacă ar fi accesate fonduri europene. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că există posibilitatea comasării Casei de Cultură a Studenților din Petroșani cu alte instituții similare. De asemenea, aceasta a declarat că cel mai probabil conducerea nu va fi din această zonă. Din păcate, astăzi n-am prea întâlnit angajații la muncă. În egală măsură, nici acum instituția nu are site. Noi am făcut o hartă interactivă a tuturor caselor de cultură, harta României interactivă, unde avem casele de cultură ale studenților, asociațiile studențești, unde avem tot ce înseamnă pe ONG-uri, fundații, federații, pe tineret, pe zona de protecție a copilului. Și am constatat de acum o lună că nu lipsea cumva Petroșaniu. Am vorbit cu doamna director, mi-a spus că sunt în discuții cu o firmă. Am întrebat-o dacă au o pagină măcar de Facebook, mi-a zis că da. Ultima postare a fost din martie anul acesta, în condițiile în care eu știu două acțiuni, care le-am făcut cumva împreună, să spun așa, și anume acea acțiune prin care 100 de tineri instituționalizați din fiecare județ au beneficiat de acele weekenduri de susținere și dânsa a fost implicată. Chiar în zona Văijiului au fost copii aduși din tot județul. Dar să se vadă, nu. De asemenea, am avut acea, să spun așa, perioadă de informare a tinerilor care au împlinit vârsta de 17 ani, 17 ani plus și mame minore. De asemenea, mi-a spus că am făcut și noi activitățile, suntem foarte implicați. I-am spus, doamnă, trăim în era digitală. Dacă nu ne facem cunoscută activitatea, din păcate, nu știu cum o să am putere. Și apoi am vizitat, bineînțeles, clădirea, prima clădire și a doua, care din punctul meu de vedere trebuie să facem tot posibilul, pentru că ceea ce am văzut acolo nu este în regulă, ferici crescute într-o clădire. În momentul în care se face reorganizare, trebuie cuplate două, trei instituții ca să ajungi la numărul cât prevede acea lege pentru a avea un post de director. Eu mi-aș dori foarte mult ca să rămână la Petroșani. Nu știu dacă o să mai poate să fie posibil în situația dată. Din exterior nu arată chiar așa, dar în interior, ferească Dumnezeu. Natalia Intotero spune că această clădire ar putea fi reabilitată cu fonduri europene. Proiectul ar trebui scris și depus de conducerea Casei de Cultură a Studenților împreună cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, numai că nu se știe dacă instituția din Petroșani va mai funcționa în forma actuală.